în urmă cu o săptămână s-a creat o controversă în jurul trupei Holograf, atunci când presa a scris că Dan Bidman ar avea probleme grave cu vocea. Ei bine, adevărul golgolut să-l aflăm chiar de la ba, mai mult s-a spus că ăsta ar fi motivul pentru care s-a anulat concertul aniversar. Dan Bidman face lumea. E cântărețul meu preferat. Nostru. Și îngerii au demonilor, dar mei tu îi controlezi. Și îngerii au demonilor, dar mei tu îi liniștești. Nu, n-are nicio legătură cu acest aniversar, cu vocea mea sau cu faptul că m-a văzut nu știu cine. La o clinică. La un spital, la o clinică. Cred că și normal să te duci la clinică, normal. Dacă mă normal, acum mă duc. Am senzația că în România nu mai ai voie să-ți faci nici măcar investigații. În urma hate-urilor de pe Facebook, ne-am gândit că decât să le dăm satisfacție unora și să înceapă să urle, să țipe pe acolo prin sală și așa mai departe, mai bine să-l lăsăm noi așa, să îi se facă din nou dori. Dar m-am prins, m-am prins. Ce la, cu hate-urile? La evenimentul te referi cu primăria. La evenimentul cu primăria de cu la care... Cu primăria de la sectorul 5. Am înțeles. Uite că s-a lămurit și misterul. A început tot felul de unii alții să atace și holograful, că pe mine nu-i nimic, poate să mă atace liniștit. Eu am avut nesăbuința și tupeul cu ghilimele de rigoare să răspund unor mesaje, care oricum 99% erau, cum să spun eu, din astea conturi false. Dar am zis că în România e foarte rău dacă s-a ajuns să pleci capul ca artist, și să-ți fie rușine cu meseria pe care o faci. Iar evenimentul acesta aniversar se va relua la o altă dată sau ați renunțat la el? Să-l reluăm, indiferent că va fi sub forma unui concert aniversar sau nu, sau un concert pur și simplu. Dacă e un lucru de care îmi pare rău și sincer, asta îmi pare rău în numele celor care ar fi venit să-l vadă, era pentru prima oară un concert în care o grămadă de artiști, unul mai cunoscut și mai faimos, mai valoros, aduceau tribut trupei. Da. Cântau piese ale formației Holograf și la sfârșit cântam și noi alături de ei. Mai multe dezvăluiri despre concertul Holograf, dar și despre problemele lui Dan Bidman cu vocea, aflați astăzi de la ora 15:45 de minute la dosarele VIP. Și îngerii au demonilor. I'm